Luni 27 iulie a avut loc un accident rutier între localitățile Grănicești și Bălcăuți cu patru autoturisme implicate. Două persoane au fost transportate la unitatea de primire urgențe Suceava. La fața locului au intervenit pompierii militari cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță smurd, cu sprijinul unui echipaj al serviciului de ambulanță județean Suceava.